Stimați prieteni, stimate doamne, stimați domni, bună ziua, mă numesc Anatol Petrenko, sunt profesor universitar și vă salut din Chișinău. Cu această ocazie vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii Fundației Culturale Memoria, colegiului de redacție a revistei Memoria pentru această diplomă care mi-a fost înmânată, diplom pentru neuitare și acest tablou simbolic, eu cred că este plin de simbolism acest tablou. Vreau să urez revistei și fundației noi realizări în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Am scris și am scris un articol despre importanța revistei Memoria și consider că este o revistă foarte importantă pentru generațiile de astăzi ale României și a Republicii Moldova, acestui spațiu românesc. Este important pentru că aduce la cititori noi dovezi ale crimelor comise de regimurile comuniste din țările noastre, noi mărturii ale celor care au fugit, au emigrat din România și ar fi foarte mult de spus. Vreau doar să subliniez importanța materialelor care au fost publicate aici, pe pagina revistei și care se referă la istoria tragică a basarabienilor în perioada sovietică. Și vreau un lucru foarte important să vă spun, pentru că noi aici în Republica Moldova suntem mai axați în lumea rusă, ruschii mir, cum spun ei. Iată că observăm niște lucruri foarte ciudate care se întâmplă în Federația Rusă, în special este vorba de această bătălie, această luptă de readucere pe postament a monumentului Dzerjinski. Iată că primăria de la Moscova a făcut un apel public prin care să afle părerea oamenilor dacă merită sau nu merită să fie înălțat acest monument. Și în mod oarecum straniu pentru noi, o bună parte din cei care au fost întrebați s-au pronunțat pentru ridicarea acestui monument. Reînălțarea acestui monument în piața Dzerjinski, unde este sediul KGB-ului, KGB-ului pe Lubeanca. Dacă în 1991 entuziasmul era împotriva comunismului, comuniștilor, iată că acum lucrurile s-au schimbat, lumea este mai tolerantă. De ce este tolerantă față de criminalii acelui regim, acelor timpuri? Iată că în acest context importanța memoriilor celor care au avut de pătimit în anii regimurilor comuniste este foarte importantă, acest rol care îl joacă revista și care trebuie și în continuare să-l aibă revista pentru a aduce la cunoștința oamenilor caracterul inuman al regimurilor totalitare, al acelor oameni care au fost oameni nevinovați, care au suferit de pe urma acestor regimuri. Cu acestea vreau încă o dată vreau să mulțumesc pentru această diplomă. Sunt foarte mândru de faptul că am primit această diplomă. Dumneavoastră vă doresc succes. Eu cred că o să colaborăm poate mai activ. Sper, aș dori să fie o activitate mai strânsă între noi și cu aceasta vă zic succes și noi realizări.